Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Viața Gorjului în teren. Sunt Aura Stoienescu și am venit de data asta la Cătunele, în comuna Cătunele. N-am mai fost de anul trecut și mai ales că e început de an, sfârșit de an 2014. Am venit să-l întrebăm pe domnul primar ce a făcut anul trecut și ce are de gând să facă anul ăsta. Dar voi începe cu o întrebare specială pentru domnul Florinel Țuilă, pentru că dumneavoastră, domnule primar, bine v-am găsit. Bine ați venit. Ați fost singurul primar din Gorjul ăsta care a sesizat un lucru foarte important, o ilegalitate care o făcea legea, pot să spun, în sensul că persoanele care stăteau la pat și aveau un accident vascular, care sunt foarte frecvente din păcate, nu au dreptul pe care îl au o persoană cu handicap, acela de a beneficia de însoțitor, de indemnizație și așa mai departe. Și noi anul trecut am spus, trebuie să schimbăm legea. Dumneavoastră ați mers cu noi în teren și ne-ați arătat oamenii care stau la pat. Noi am făcut demersuri la direcția de socială. I-am rugat să trimită la minister. Nu zic, dragi telespectatori, că noi suntem cei care am schimbat legea, dar s-a schimbat legea și... Dar și noi. Și noi, nu? Da, așa este. Și am primit sesizări din județ după emisiunea cu dumneavoastră atunci. Am primit sesizări și dosare de la oameni din județ ca să susținem în fața direcției sociale această problemă. Și am rugat pe domnul Cotrună, domnul Cotrună, chiar dacă nu s-o schimba legea, dar trimiteți asta la minister, uite dumne ce primim din teren. Da. Și le-am anexat filmul nostru, așa dosarul. Este. Așa este. Da? De atunci oamenii beneficiază Iată. De indemnizație, de handicap, diverse grade în funcție de gravitatea bolii, că merg până la gradul 1 cu însoțitor, și în jos până la gradul 3, chiar 4, unde nu mai e însoțit, nu mai e nici indemnizat, dar beneficiază în cazul AVC-ului, că așa se spune AVC, accidentul vascular, beneficiază de indemnizație de handicap odată cu intrarea acestei boli. Au mai intrat și alte boli, pentru că oricum au fost făcute sesizări din toată țara, dar dumneavoastră atunci ați sesizat și v-ați ținut de problema asta până la rezolvarea ei. Și e bine că astăzi oamenii bolnavi, suferinți, care chiar aveau nevoie mai mult decât alte boli care sunt la fel de grave, dar poate că mai ai o șansă, că poți să-ți faci măcar minimul de necesar acolo în gospodărie, în cazul acesta omul stă la pat și beneficiază integral de alte persoane. Mă bucur că s-a reușit. Câte dosare ați reușit? Că știu că dumneavoastră îi și susțineți pe oameni, îi ajutați să-și facă dosarele. Câte dosare ați reușit să faceți care erau în această situație? Noi am vizitat 2 sau 3 familii, dar până în prezent, cred că s-a ajuns la 10 persoane indemnizate deja și chiar astăzi s-a prezentat la noi o persoană, are aceeași boală, bine că are și o demență pe lângă, care sigur se va încadra la acest grad de handicap. Ni se spunea atunci, dragi telespectatori, ce să facem, asta e legea. Și noi spuneam, păi să o schimbăm, nu e bună. Așa este, și legea s-a schimbat. Vă felicit, domnule primar, că nu v-ați uitat în dreapta, în stânga, să ne mulțumim că așa e legea și uite că s-a făcut dreptate acestor oameni care suferă foarte mult, măcar să aibă și ei dreptul să fie ajutați. Așa este. Așa cum sunt în alte boli. Să continuăm, dragi telespectatori, că nu de asta am venit la Cătunele, dar ne-am amintit ultima noastră incursiune aici reușită. Și mă bucur că a fost reușită, deci parcă nu-mi vine să cred. Da. Și vreau să-l întreb pe domnul primar, pentru că sigur locuitorii comunei Cătunele ar dori să știe ce ați reușit să faceți anul trecut, chiar dacă se vede, dar e bine să se știe și pentru că dumneavoastră, ca orice primar, faceți un raport al activității anului trecut, l-ați și făcut. Da. Și ați făcut și bugetul pentru anul 2015. Da. Și oamenii dumneavoastră din comună vor să știe și sunt sigură și colegii dumneavoastră primari cu care sunt așa într-o concurență, mai ales când vă întâlniți pe la proiecte, pe la București. Da, și apoi în fața electoratului la vot, iar așa fiecare își dă examenul. Așa este, da. De absolvirea activității. Concurență nu pot să spun că este între noi. La între proiecte, noi, da. Da, dar aici e o greșeală, pentru că există concurența. Între noi ar trebui să existe un ajutor reciproc. Un schimb de experiență. Un schimb de experiențe. Asta putem face acum. Da, proiecte pe fonduri europene în ultimii ani știm bine că nu s-au mai putut obține decât greu și acolo unde... au fost chiar probleme deosebit de grave, comune unde nu se realizase nimic în ultimii ani.
În localitatea noastră, deși am depus 3-4 proiecte, am depus pentru modernizare drumuri de luncă, pentru modernizare drumuri sătești, pentru extindere canalizare în satele Cătune de Aluviilor și Lupoaia, pentru modernizare drumuri de luncă, am spus, nu am obținut finanțare pentru că nu întrunim punctajul. La ora actuală beneficiem de sistem de alimentare cu apă, canalizare parțial, deci se lucrează la canalizare și asta ne-a încurcat prin punctajul pe care l-am pierdut datorită faptului că există parțial canalizare. Avem asfaltate ulițele, avem ceva condiții la ora actuală. Aceste lucruri ne-au făcut să pierdem puncte și să nu obținem fonduri. Pentru acest lucru am fost foarte nemulțumit și mereu am contestat acele ghiduri și acele punctaje care trebuie scânturite de localități. Deci până la urmă trebuie să fie o localitate foarte săracă pentru a beneficia. Și care n-a făcut nimic. Care n-a făcut nimic. Adică hai să dăm banii celor care... Într-un fel și ei au dreptul, pentru că acum e o concurență a dosarelor, cine este bun să obțină bani, să facă cât mai multe, iar cei care nu vor, nu trebuie împinși de la spate. Am pierdut, până la urmă, cred că am pierdut și bani de la Uniunea Europeană din această cauză, pentru că noi singuri ne-am îngreunat viața, noi ne-am creat aceste punctaje, aceste criterii de obținere a finanțării europene. Și atunci singuri ne-am autodistrus. Se vede că la actuală mai sunt cel puțin 9 miliarde de euro pentru un an de zile. Cred că sumă pe care nu vom mai putea lua. Da. Oricum, Comuna Cătunele are un buget, ținând cont că este afectată de lucrările miniere. Avem aici peste stradă o haldă și așa ne-am cunoscut tot la o revoltă de-a dumneavoastră că halda... cum se cheamă? Halda Valea Mănăstirii. Halda Valea era neamenajată Mănăstirii. În acea dată și am făcut demersuri împreună. Da, da, da. Și acum s-a amenajat, dar nu așa cum ar trebui, tot avem litigii. Bun, că nu terminasem pentru anul trecut. Bun, așa cum spuneați noastră, că există un buget. Bugetul nu este deosebit de mare. Comparativ cu alte localități, da. Să știți că suntem undeva la aceeași limită. Cât e bugetul din venituri? Din cotele de falcat, impozitul pe sală este de 1,5 milioane lei, deci 1,5 milioane de lei. Adică 15 miliarde vechi, ceea ce este egal cu bugetul pe care îl dă statul oricărei comune conform acestei legi. Dar acum. Și în trecut tot atâta de asta, da? Colegii primari, tot aceleași sume se dădeau, numai că se dădeau cu bucățica, se dădeau la Consiliul Județean, se simțeau primari undeva la mâna Consiliului Județean. Și acum vin direct de la guvern. Guvernului, că vin direct de la guvern. Dar tot aceleași sume le veneau, să știți că nu le reveneau sume mai mici sau mai mari. Acum e mai multă vorbărie, cred. În schimb, eu am spus-o și am spus-o fără rușine. Eu nu mi-am schimbat niciodată partidul. Am fost doar la partidul la guvernare. Foarte tare. Am fost la partidul la guvernare. Știți că eu am obiceiul să vă întreb, pe la ce parte mai sunteți, domnul primar? Acum sunt pe la PC-ul, sunt pe la al cincelea, sper la mai multe. Așa am rezolvat problemele în localitate. Spun sincer, așa a fost politic. Am avut proiecte pe... cum spuneam, în anii acum 2-3 ani, de 2-3 ani am mai obținut fonduri, dar eu în cei dinainte, vreo 10-12 ani, am obținut bani mulți pentru localitate. Am modernizat toate drumurile cu bani de la Guvernul României, prin hotărâri de guvern. Am obținut bani în ultimii 10 ani, am obținut foarte mulți bani de la Guvernul României pentru modernizarea drumurilor comunale, pentru alimentarea cu apă. Am fost pe fonduri europene, pe SAPARD, deci am obținut și noi bani mulți. La comună mă pot plânge că în ultimii 2-3 ani n-am mai avut bani suficienți sau bani cât mi-aș fi dorit eu pentru modernizare, dar în fiecare an în Comuna Cătunele s-a lucrat. Anul trecut am betonat aproximativ 5.000 de metri de șanțuri de scurgere a apelor pluviale, deci 5 km de șanțuri de scurgere a apelor pluviale în apropierea gospodăriilor oamenilor. Deci le creau probleme, fiind zonă de deal, creau probleme cetățenilor pe perioade de precipitații abundente, șanțurile neamenajate. Acum sunt betonate și acest risc a dispărut. Am modernizat 1,5 km de drumuri sătești. Am modernizat prin nivelare cu buldozer drumurile agricole.
Și am mai realizat și alte investiții la nivel de localitate, mai puțin importante, dar totuși s-a muncit și în anul 2014. Cum se va munci și în anul 2015? Ce aveți în plan pe bugetul anului 2015 la investiții? În primul rând că am relicitat lucrarea, adică partea cea mai rămas de la canalizarea menajeră, pentru că firma care a realizat lucrarea de canalizare menajeră a falimentat datorită perioadei de criză prin care am trecut, prin care a trecut țara. În ultimii 2 ani nu s-a mai lucrat la canalizare. Am fost obligați să scoatem partea nerealizată a lucrării la licitație din nou. Avem o firmă câștigătoare, am semnat contractul, urmând ca în perioada următoare să finalizăm lucrarea de canalizare menajeră. Adică anul, anul acesta va fi gata. Da, am o curiozitate. Firmele de multe ori falimentează pentru că nu și-a banii pe lucrări. Dumneavoastră nu, ați plătit? Nu, la noi a fost plătit, bine, da? Am lucrat și am și plătit. Au lucrat, au, au primit bani fără probleme, că altfel am fi în instanță cu aceste firme. Vom continua cu modernizarea unui drum la Lupoaia, pe contractul de anul trecut. Avem un contract de anul trecut, anul acesta sper să-l încheiem. În anul 2015, cea mai importantă lucrare de investiții la nivelul localității noastre este construirea unei piețe agroalimentare cu scopul de a promova agricultura în localitate. Știm că mineritul este spre final în zona noastră. Trebuie conștientizați oamenii că nu trebuie să părăsească zona, pentru că este un exod al tinerilor spre orașele mari și trebuie să ne apucăm serios de agricultură pentru zona noastră, pentru că în municipiul Motru încă locuiesc 15.000 de oameni, 15-20.000 de oameni care ar trebui să mănânce produse naturale din zona noastră, o zonă afectată de minerii, să spunem parțial, dar încă mai sunt și terenuri de luncă libere pe care s-ar putea construi solarii sau sere. Unde veți face piața? În zona centrului Motru, în apropierea Penny Market. Păi și nu e pe teritoriul Motru? Nu, Comuna Cătunele ține până în centrul orașului Motru. Asta n-am știut. Da? Comuna Cătunele ține până la Penny. Penny Market-ul este... Păi și nu le luați chirie și la cei de la Motru pentru investițiile făcute pe terenul păi noastră? Păi nu le... Investițiile sunt ale noastre. Sunt ale noastre? Deci piața va fi piața noastră. Noi o construim. Nu, dar mai sunt alte... Penny Market-ul e tot pe raza localității Cătunele. Aici se plătesc impozite și taxe. Eu i-am adus, plătesc. Da? Eu le-am găsit soluția de a investi în localitatea noastră. Deci este tot pe raza localității Cătunele. Asta n-am știut. Chiar n-am știut. E un lucru bun. Da. Și e bine că duceți piața exact acolo unde sunt cei mai mulți cumpărători. Vrem să ajutăm oamenii să pornească investiții în agricultură. Încercăm și cu personalul care avem la primărie pentru a colecta informații și a informa mai departe cetățenii cu soluțiile pe care le au în viitor de obținerea fondurilor europene, dar și pe investiții proprii. Într-o gospodărie poți cultiva pe perioada de primăvară-vară sau poți planta un pom și în viitor să ai produse de vânzare pentru municipiul Motru, pentru cetățenii din municipiul Motru. Ce am văzut în zona Timișoara, am fost la un curs pe un proiect și acolo există fermieri în jurul orașului care produc și au un fel de abonați, cum se face abonamentul la lapte. Da, da. Și fiecare cetățean știe că anul ăsta trebuie să-și plătească abonamentul lunar de atât și se duce la om acasă și zice, ce mai fac roșiile mele? Interesant. Da, interesant, e o idee foarte bună de afaceri în agricultură, adică fiecare gospodărie, fiecare fermier are un număr de clienți, exact cum are lăptărea sa abonații. La noi piața va fi compusă din 3 încăpere, o încăpere de produse agroalimentare, o încăpere de produse lactate și una pentru animale mici, iepuri, păsări vii. Va fi doar a cetățenilor comunei Cătunele și doar a producătorilor agricoli, exclus a se vinde marfa dusă din altă parte, dar sigur, excludem acest lucru și o vom promova ca o piață ecologică, vom informa prin televiziuni și prin alte metode prin presă, metode de propagandă această piață și sper ca cetățenii să înțeleagă reîntoarcerea la agricultură, pentru că datorită faptului că a fost o zonă minieră și cu bani
acceptabil de bine, cetățenii au uitat de agricultură. Comuna noastră, în urmă cu peste 25 de ani, livra în țară legume, tomate, tot felul de legume pe care le produceam în valea, în lunca Motrului. Se cărau cu tirurile de aici produsele pe vremea lui Ceaușescu. Bun, dar lunga Motrului, ținând cont că există halda asta, de-a lungul Motrului mai este? Mai este parțial, în zona Cătunile și în zona Lupoaia. Da? Mai sunt suprafețe întregi de luncă, sigur că da. Și sunt ale cetățenilor? Sunt ale cetățenilor. Deci toată treaba este să le oferiți piața, și să-i ajutați cu proiecte, cu promovare da? Și ei să ne ajute cu munca. Să se ajute cu munca. Iar așa o idee deosebită pe care am întâlnit-o și chiar există la dumneavoastră, dar nu la Cătunele, undeva cred că la Slivilești, un cetățean, care face și produse, acele conserve care se fac în... Și, bine, în piețe de obicei oamenii aduc și conserve, că e gogoșar la borcan, că e, știu eu, o ciupercă uscată, că e și efectiv, adică să facă și acele produse ecologice care se fac tradiționale. Intenția noastră care se fac este... în gospodării. Da, intenția noastră e aceea de a convinge cetățenii că pot câștiga bani din agricultură și dacă ei se vor dezvolta așa cum gândesc eu, deși s-a cam... speria lumea de situația din zonă, tineretul au plecat spre orașele mari, în afara țării. Sper să dezvolte în așa fel încât la un moment dat să fie nevoie de o microfabrică în zonă. De prelucrare, suntem totuși 4 comune nu? Și un municipiu de partea aceasta râului Motru, pe Valea Motrului. De cealaltă parte mai sunt încă 2-3 comune de mehedinți care cred că ar putea beneficia de multe avantaje dacă s-ar construi o fabrică, adică de procesarea legumelor. Atunci cred că în primă fază oamenii ar încerca să vadă, se poate trăi din asta, da, se poate trăi. Venim cu o plasă, cu o lădiță de un anumit produs. În anul următor și-ar da seama de faptul că se poate trăi așa și s-ar dezvolta. Pentru început cei care ar avea curaj, pe urmă, cei care ar vedea că cei care au avut curaj s-au dezvoltat. Deci e greu pentru noi, pentru zona asta, pentru că am fost învățați să avem serviciu în minerit. Dar cred că ăsta e viitorul, pentru că știm cu toții că mineritul ține atât timp cât ai zăcăminte de cărbune. Asta trebuie să conștientizăm cu toții. Să nu credem că se închide mineritul că vrea cineva. Se închide datorită faptului că la un moment dat zăcămintele s-au terminat. Și trebuie să găsim o alternativă. O alternativă nu avem care decât agricultura. Că nu putem să ne bazăm pe fabrici de utilaje sau de mașini, că nu avem condiția de a face așa ceva. Într-adevăr, agricultura este o activitate în care nu ești nevoit să investești foarte mult, adică trebuie să cumperi niște unelte. E adevărat că muncești fizic mai mult dacă nu ai un tractor, dacă nu ai niște utilaje agricole, dar se poate merge pas cu pas, adică nu trebuie să aduci dintr-o dată foarte mulți bani. Prima dată îți cumperi o sapă, dacă nu mai ai, dacă ai lucrat... Țăranii sunt pregătiți. Sunt pregătiți și vă spun că pentru ceea ce vreau eu să promovez, ar munci mult mai puțin fizic, vreau să zic, poate ar munci, dar nu așa de greu ca în la Prașila Porumbului, unde nu câștigi. La un hectar de porumb cultivat la noi, nu se câștigă cum s-ar putea câștiga, să zicem, la 10 ari de grădinărit. Cu 10 ari de grădinărit poți să câștigi de 10 ori mai mult cât pentru un hectar de porumb. Unde oricum porumbul nu merge în această zonă. Oricum ar fi nevoie de totuși de solarii sau de sere. Dar să zicem solarii, că sunt mai ieftine, pentru că există riscul precipitațiilor, a grindinei, și așa este. Mai e și problema că sunteți într-o zonă în care totuși cred că în atmosferă mai există și acest praf de cărbune, uneori particulele, care mai afectează plantele. Și ploi acide și multe. Da, și atunci ar fi necesar să fie un solar, dar așa totuși este. Cât costă un solar, domnul primar? La ora actuală ajunge până la 1000 de euro un solar bun, un solar... Ce suprafață? Pot să spun suprafață, eu am verificat și eu așa pe internet, dar am fost la Constanța într-un schimb de experiență acolo cu primarul de la Lumina. Un solar, cred că de 16 metri lungime pe 6 metri lățime. 1000 de euro cu
cu folie de protecție, cu irigatorul, cu picurătoarele în interior. Deci e dotat, era undeva la 1000 de euro. Cred că e cam greu pentru oameni pentru început, dar dacă vom construi piața, atunci reușim să convingem și oameni. La ora actuală, pe raza localității noastre, nu sunt mai mult de 7-10 solarii și astea pentru consum propriu. Deci nimeni niciodată nu s-a dus în modul cu produse. Bine, în ultimii 20 de ani, știu vreme în urmă că aveam oameni care se zvonea despre ei că au foarte mulți bani, niciodată n-am știut că era vremea lui Ceaușescu, care se ocupau cu vânzarea la piață a produselor de primăvară, ceapă, ridichi, salată și oameni care, la care astăzi copiii le-au ajuns bine, au avut bani de-a lungul timpului și n-au avut serviciu. Iertați-mă, dar de exemplu în zona Bălești, tot așa, sunt foarte mulți agricultori turcinești, am văzut la crescătorii de animale de sub munte, adică se știa când eram noi copii, mamă, dacă iei băiat de la Preajba, de exemplu, care e în Târgu Jiu, Preajba, creșteau oamenii oi, bogat. Erau bogați. De ce? Pentru că munceau, făceau agricultura. Da. Și la ora actuală. Da. Cine face agricultura hotărât și așa fără este. Teamă, așa este. Cu riscurile că mai, știu eu, mai apare și un an mai puțin favorabil. Nu cred că sunt prea multe riscuri în agricultură. Dacă îți dorești cu adevărat și muncești, nu există riscuri mari. Problema este să ai un pic de educație, să nu mergi pe, după cum am urmărit la turcinești acum, nu merge numai pe salata, merge salata și ceapă. Întâmplarea a fost să-i meargă și salata și ceapa, dar poate fi o întâmplare să nu-ți meargă unul din produse. Și multe alte idei despre agricultură. Sâmbătă și duminica sunt emisiuni pe TVR1, TVR2. Și la noi. Emisiuni și la noastră. Da. De emisiuni educative. Oamenii trebuie să urmărească foarte mult televiziunile și cu experiența pe care o au din familie, cu experiența lor care au căpătat-o de-a lungul timpului și cu ceea ce vor mai câștiga prin urmărirea postului de televiziune, au posibilitatea să-și facă un viitor mai bun. De asemenea, cred că și florile ar fi benefice pentru că orașul Motru e destul de mare și să nu uităm, e al doilea oraș din județul Gorj, ca mărime, e al doilea municipiu și mai aveți Baia de Aramă destul de aproape, iar așa, ei au piața acolo, se poate merge chiar și acolo. E o diferență între noi și Baia de Aramă, produse. O mare diferență. Merg oamenii de la Motru să cumpere de la piață la Baia de Aramă. Iată! Deci Baia de Aramă, dacă am avea o piață ca la Baia de Aramă, și a țăranului, cum este acolo, acel lucru ar exprima bogăția celor ce ar vinde la piață. Muntenii sunt oameni bogați. Exact. Și muncitori, dar și bogați. Și muncitori, dar și bogați. Dar știți de ce sunt muncitori și bogați? Pentru muntenii că n-au avut serviciu. N-au avut serviciu și n-au avut CAP. Nu li s-a luat pământul. Așa este. Și automat au fost învățați să muncească tot timpul. Și au muncit și le-a fost bine și le va fi bine în viitor. Corect. Dar nu i-a fost bine o perioadă limitată. Da, așa este. Să luăm exemplu la muntenie, așa este. Mai aveți alte investiții planificate mare anul ăsta că se termină emisiunea? Nu, sper să menținem obiectivele pe care să le menținem într-o stare de funcționare bună pentru cetățeni, să obținem finanțare europeană pentru extinderea canalizării menajere, pentru modernizarea drumului de luncă, pentru că am acele proiecte vechi pe care vreau să le repunem, să le reactualizăm, pentru că s-au schimbat multe de un an, doi. Le vom reactualiza, sper să cheltuim bani cât mai puțin cu ele, să le redepunem și să obținem fonduri pentru modernizarea drumului de luncă. Asta este pentru mine cea mai mare problemă la ora actuală. Că modernizarea celorlalte drumuri, vreau să o facem, dar oricum avem drumuri acceptabile. Și pot să spun că la ora actuală nu există casă fără asfalt la poartă. Asta e cea mai mare mândria mea. Și totuși nu putem încheia emisiunea pentru că mai avem un subiect foarte important de care sunteți legați, mineritul. Pentru că o parte din bugetul localității, odată că mineritul vă afectează terenurile și casele, a doua că oferă locuri de muncă pentru o parte încă din oamenii comunei și al treilea că oferă niște bani la bugetul comunei. Deci vă afectează, vă și ajută toate la un loc. Trăgând linie, cred că mineritul la trecerea prin această localitate, ținând cont de faptul că viața aici va mai continua încă milenii, sperăm, cât va ține pământul, cred că mineritul a adus un mare de serviciu acestei localități în totalitatea ei. Ținând cont, după cum a spus dumneavoastră, că de aici, din satul Valea Perlor și până în aproape de Motru, această luncă a fost ocupată de haldă, de
depozitul acesta de pământ infertil și care niciodată nu va aduce nimic agriculturii în această zonă. Pe deal nu crește nimic. Era vorba că va aduce. Niciodată nu va aduce, vă garantez, doar pădurea va aduce. Atât. Salcăm. La această dată se plătește din partea mineritului doar cota defalcată din impozitul pe salarii care se dă de orice firmă care desfășoară activitate pe raza unei localități. Compania nu plătește taxe și impozite pe terenurile ocupate. De ce? Pentru că e scutite terenurile agricole ocupate. Dar prin lege. Deci mari avantaje nu sunt. Dar cel mai urât lucru, pot să spun la ora actuală, este acela că suntem în stare de judecată cu CO datorită faptului că în ultimii 2-3 ani nu ne-am mai înțeles prea bine la nivel de administrație a carierei Lupoia și administrația primăriei Cătunele. Halda se află într-o fază de finalizare, să zicem, și aproape de predare către comunitate. Le-am cerut în urmă cu 2-3 ani, atunci când s-a pus problema predării, să modernizeze drumurile de peste Haldă, drumurile care odinioară făceau legătură între celelalte două sate ale comunii din cealaltă parte a râului Motru și cu comunile învecinate de peste râul Motru. Le-am cerut să refacă șanțurile de scurgere apelor pluviale pe lângă acele drumuri. Dar sunt și obligați prin lege, nu? Sunt doar obligați, că dar au considerat că nu sunt, au considerat că nu sunt obligați prin lege. Există un canal de gardă care acumulează toate apele de pe versanții acestui deal și care au creat din partea de est, cu ani în așa urmă, este. Dacă ne amintim. Am cerut decolmatarea lui în condiții normale și construirea de poduri normale, nu poduri, cum sunt puse acum niște aiureli de poduri, peste acel canal de gardă. Nu au făcut nimic în ultimii 3 ani din tot ce li s-a solicitat și am fost obligat de către cetățeni să deschidem acțiune în instanță, să cerem ceva normal, nu cerem ceva anormal, nu cerem să împărțim ceva, noi suntem mulțumiți că ei există aici, suntem mulțumiți de existența lor la această dată prin faptul că sunt niște oameni care nu ar avea ce face acum. Dacă nu ar fi fost distruse lungcile și dealurile, probabil că ar mai fi aveau de lucru. Da. La ora actuală, oamenii nu au ce face, terenurile sunt încă infertile, se așteaptă schimbarea lor în timp cam cât mult. Se mai poate, cam mult, cam că mult. Au trecut deja 20 de ani, cred că mai trec încă 30 de ani, după cum spunea un profesor universitar, dar până atunci sperăm să se găsească alternative pentru cei ce sunt în nevoie, așa cum am spus pe micile suprafețe de care au mai rămas, pentru că să nu uităm, în lungă sunt ocupate 400 de hectare de lungă. Cu Halda. Cu Halda. 400 de hectare. Toate cele 400 se află în apropierea râului Motru, dar pe vremuri râul Motru trecea pe mijlocul acestor 400 de hectare. Probabil că 200 în partea de est și 200 în partea de vest a râului Motru. Bine, da, în momentul în care s-a făcut acest contract de predare a terenurilor, de... Decretele lui Ceaușescu n-a fost contracte. N-a fost niciodată contracte. Păi și acolo nu era scris că ei se obligă prin lege să și refacă, eu așa știu, nu, cel puțin nu, acum. Nu, nu. Exista dar doar acum... decretele lui Ceaușescu care impuneau. Expropriau și atât. Da. Dar sigur. Dar documentația actuală și legea prevede ca mineritul, acolo unde distruge, să repare, să refacă. De exemplu, la Fărcășești, și acolo este o problemă cu cariera, mi-a să aveți Haldă, pământ în plus, ei acolo au pământ minus. A dispărut un drum județean. Îl refac acum, probabil. L-au refăcut. La noi nu. N-au înțeles acest lucru. Deci nu eu am cred înțeles că acest... înțeles, dar cred că mai bine nu fac decât să facă. Legea noi cerem prin lege. Cerem prin lege, cerem ceva normal. Și în ce stadiu sunteți cu dosarul? Abia am deschis de o lună acțiunea. Așteptăm în vara asta să ne judecăm. Cred că nu se vor opune prea mult, pentru că ce să spui, decât că vrem să refaceți vechile drumuri de legătură între sate, potrivi care au fost legii. Balansate de țărani cu carele, tu să pui 50 de mașini de piatră pe ele și să faci un șanț pe stânga și pe dreapta, să refaci acele poduri, cheltuieli mari n-ar fi. Dar e lipsă de bunăvoință. Ieri am fost... în audiența domnului director al carierei Lupoaia, mi s-a părut un om pe probleme, pe timpul procesului ne putem și împăca, dar nu împăca, înțelege până la urmă că nu avem nimic de împărțit, dar ne putem și înțelege. Problema este că sunt niște cheltuieli care trebuie justificate, până la urmă, cred că ar trebui să meargă un proces până la capăt și pe baza unei hotărâri judecătorii să execute ce li se cere. Da, corect. Cred că așa ar fi mai bine și pentru noi și pentru ei. Vă urez să câștigați și această luptă, domnule primar, ca și pe celelalte pe care le-ați început și uite că ați reușit să le câștigați. Și
Să dea Dumnezeu să se apuce oamenii din cătunele de agricultură ca să aibă alternativa la minerit, pentru că turism nu putem spune că se poate face aici, nu există obiective turistice, dar agricultura poate fi un venit și pentru cătunele și v-ați gândit foarte bine, dacă oamenii acum merg la Baia de Aramă, iată că ați putea să faceți să nu mai treacă prin comuna dumneavoastră, ci să se oprească la ei, la intrarea în Motru și să ia produse proaspete de la cătunele. Așa este. Felicitări pentru idee, dragi telespectatori, iată un exemplu de bună practică la cătunele, dragi primari, iată un exemplu de alternativă la minerit, pentru că toată lumea se întreabă care este alternativa în acest județ monoindustrial. Există. Da. La revedere, dragi telespectatori.